Absorpția redusă a fondurilor deja contractate este determinată și de birocrația stufoasă și a nenumăratelor regulamente, se plâng primarii. Startul întârziat generează depășirea perioadei de implementare a proiectului, primarii fiind nevoiți să ceară prelungirea termenelor asumate în contract. Asta înseamnă alte dosare, alte documentații, alt timp pierdut pentru avizare. Unul dintre blocaje îl constituie lipsa forței de muncă în domeniul construcțiilor. Un alt blocaj este inflația, care a generat o creștere semnificativă a prețului materialelor de construcție, fapt ce determină modificarea sumelor prevăzute în contract, dacă se mai poate. Dar cel mai grav motiv ce împiedică implementarea proiectelor este birocrația stufoasă, motiv ce îi determină pe primari să ceară revizuirea metodologiei. Lăsând la o parte partea de comunicare, discutăm de niște proceduri pentru avize care sunt de noaptea minții. Ori cred că lucrurile ar trebui să se desfășoare foarte simplu și mult mai eficient atunci când discutăm de aceste avize și să nu ne cramponăm de fiecare dată, de fiecare virgulă într-o cerere de avizare. Pentru că această cramponare înseamnă doi pași înapoi, practic. Sigur că da, dacă stăm să pierdem un an jumate, doi ani de zile doar ca să obținem niște avize, ne mirăm că durează finalizarea unei lucrări nu știu câți ani de zile. Eu cred că aici trebuie gândite lucrurile și analizate foarte bine, inclusiv de colegii noștri politicieni care au putere de decizie în acest sens, și să lămurim lucrurile odată pentru totdeauna, că, procedural vorbind, la partea asta de avizare, să simplificăm lucrurile. Dar probabil că va mai dura până când se vor lua măsuri în acest sens. Potrivit declarațiilor primarilor, cea mai stufoasă procedură este cea privind obținerea avizelor de mediu pentru demararea viitoarelor lucrări în domeniul realizării sau extinderii rețelelor de apă și canalizare.